Domnul nostru Părinte, Tatăl Ceresc, pentru harul care ne-a acordat ca să fim din nou aici, în locul acesta, în casă de rugăciune adunați, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Tuturor celor prezenți, doresc să vă spun un bun venit în casa Domnului, Biserica Smirna din Frenzii. Salutăm pe fratele Daniel Cornea, Domnul să-l binecuvinteze, că este în jurul nostru, grup de frate Cucea, și pe toți cei care sunteți aici alături de Biserica Smirna, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. De asemenea, am dorit să spunem alături de David. Și nu doar să-l copiem, ci am vrea să trăim și noi, numai cu vorba, să spunem de adâncul inimii, mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Amin. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalim. Ierusalimul tu e zidit, făcut ca dintr-o bucată. Acolo se suie semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Iată-ne și noi, în seara aceasta, suntem aici să lucrăm pe Domnul. Suntem aici să ne închinăm înaintea Domnului. Suntem aici să-L preamărim pe El. Pentru că El și de la El avem viața, suflarea și mișcarea. Lăudați să fie Domnul. Amin. Tinerii noștri sunt gata să cânte. Tot de David ne amintesc care spune, gata este inima să cânte Dumnezeu. Amin. Vom cânta cu inimă, vom cânta cu gura, vom cânta de instrumente. Dumnezeu să ne ajute să fie cântarea noastră izvorâtă și dărită de dragoste Domnului. Iubiții mei, dorim să intrăm în slujba de seară, vă invit să vă ridicați cu picioare.